ediție ordinară a Consiliului Local al Municipiului Aljub, la care participă un număr de 18 consilieri, din total de 19 consilieri în funcție. Lipsește domnul Neagu Florin. Domnul Neagu Florin spune că întârzi, dar ajunge la ședință. A dat telefon. La ședință participă domnul Armencea Constantin, primarul Municipiului Aljub, și domnul Cristian Leonard Claudiu, viceprimarul Municipiului. Înainte de a începe ședința ordinară, supun spre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare. Cine este pentru? Cine este contra? Se abține cineva? Deci cu majoritate de voturi a fost aprobat procesul verbal. Având în vedere prevederile legii administrației publice locale numărul 215/2001 și propunerea domnului inginer Armencea Constantin, primarul Municipiului Aljub, care prin dispoziția numărul 833/2018 a convocat în ședință ordinară Consiliul Local al Municipiului Aljub, permite să puteți de ordinea de zi pe care ați primit-o de pe ordinea de zi la propunerea domnului primar, vor fi scoase trei proiecte, proiectul 19, 20 și 21, care vor fi pe o ședință. În plus, pe ordinea de zi, mai apare la un proiect de hotărâre care va deveni punctul 34. Acesta este proiect de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României pentru trecerea în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale în domeniul public al Municipiului Aljub al imobilului în suprafață de 7.962 metri pătrați. Ordinea de zi cunoscută. Supun spre aprobare ordinea de zi. Cine este pentru? Cu modificările aduse. Împotrivă? Se abține cineva? Dau cuvântul domnului primar. La primul punct al ordinii de zi este vorba de rectificarea bugetului local pentru anul 2018, articolul 1. Se aprobă rectificarea bugetului general al unității administrative teritoriale al municipiului Aljub pentru anul 2018, care însumează la partea de venituri 58.768,76 lei și la partea de cheltuieli 62.467,27 lei, conform anexii 1. Articolul 2. Se aprobă rectificarea bugetului local detaliat a venitului pe capitole și subcapitole pentru anul 2018, care însumează 31.669,96 lei, din care pentru funcționare 21.192,05 lei, iar pentru dezvoltare 10.477,91 lei, conform anexii 2. Articolul 3. Se aprobă rectificarea bugetului local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole și paragrafe pentru anul 2018, care însumează 33.805,27 lei, din care pentru funcționare 21.989,41 lei, iar pentru dezvoltare 11.815,26 lei, conform anexii 3. Articolul 4. Se aprobă rectificarea listei de investiții cu finanțare de la bugetul local pentru 2018, în sumă de 11.089 lei, conform anexii 4. Articolul 5. Se aprobă rectificarea programului de investiții publice pe grupii de investiții și surse de finanțare pentru propunerea de buget 2018 și estimări buget 2019-2021 conform anexii 5. Articolul 6. Anexul 1.5 va fi integrată de Junta Hotărâre. Articolul 7. Primarul și prin serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre și la articolul 7. Prezenta hotărâre se comunică instituției prefectului pentru controlul legalității. Domnul consilier Catană, raportul realizat. Da, comisia s-a întâlnit data de 23 octombrie, a participat la dezbaterea proiectului directorului economic, având în vedere că proiectul respectă prevederile legale, avizăm acest proiect de hotărâre. Mulțumesc. Discuții asupra acestui proiect de hotărâre. Dacă nu sunt discuții, supun spre aprobare proiectul de hotărâre inițial. Cine este pentru? Contra? Se abține cineva? Cu 18 voturi pentru, devine proiectul numărul 150. Articolul 1 la următorul proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor la data de 30 septembrie 2018. Yeah. Articolul 1. Yeah. Se aprobă contul de execuție a bugetului general al Municipiului Aljub la data de 30 septembrie 2018. Cu structura prezentată în proiectul de hotărâre, eu vă citesc numai rezultatul. Rezultatul exercițiului bugetului general al municipiului Aljub pentru mesul 3 al anului 2018, pe total se prezintă un excedent la 30 septembrie 2018, în sumă de 3.867.063 lei, din care pentru funcționare un excedent de 2.801.366 lei, iar pentru dezvoltare un excedent de 1.065.696 lei.
Articolul 2. Se aprobă contul de execuție al bugetului local la municipiul Iatura 30 septembrie 2018 cu structura prezentată în proiect. Rezultatul exercițiului care mă interesează la sfârșitul trimestrului 3 se prezintă un excedent de 1.799.427 lei, din care pentru funcționare un excedent de 733.731 lei, iar pentru dezvoltare 1.065.696 lei, conform anexelor 2 și 3. Articolul 3. Se aprobă contul execuției al bugetelor instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la 30 septembrie. Rezultatul acestui exercițiu pe trimestrul 3, la sfârșitul trimestrului 3, se prezintă cu un excedent în sumă de 2.067.635 lei, din care tot este pentru secțiunea de funcționare. Și articolul 4. Comunicarea și publicitatea prezentului hotărât se va asigura de către secretarul municipiului prin aparatul de specialitate. Domnul consilier Catan. Da, comisia a fost favorabilă. Discuții. Dacă nu sunt discuții, supun spre aprobare proiectul de hotărâre inițial. Cine este pentru? Contra? Se abține cineva? Cu 18 voturi pentru, devine proiectul numărul 151. Articolul 1 la următorul proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată a unor bune active fixe și mijloace de alimentare de la OAT Municipalul la Direcția de Asistență Socială. Articolul 1. Se transmit fără plată activele fixe și obiecte de alimentare de la OAT Municipalul la Direcția de Asistență Socială Ascult, conform anexei care face parte integrantă în prezenta hotărâre. Articolul 2. Procesele verbale de transmitere fără plată se vor încheia ulterior în baza prezentei hotărâri. Articolul 3. Direcția economică din avalul de specialitate și compartimentul contabilitate al ordonatorului de ziua de venituri vor asigura vizionabilitatea prezentei hotărâri și la articolul 4 prezenta hotărârii se comunică prin intermediul secretarului instituției de reguli pentru consolul de realități. Domnul Vasile Calan. Da. Discuții? Dacă nu sunt discuții, supuneți că aprobarea proiectului de hotărâre. Cine este pentru? Contra? Se abține cineva? Cu 18 voturi pentru, devine proiectul 152. Următorul proiect de hotărâre este cel privind de contarea mărei de cadrul didactice și personalului auxiliar de unități școlare. Articolul 1. Se aprobă de contarea sumei de 1.681 lei pentru școala gimnazială Mihai Armencea, reprezentând cheltuieli pentru naveta cadrului didactice și a personalului didactic auxiliar aferente lunilor iulie, august și septembrie 2018. Articolul 2. Se aprobă de contarea sumei de 1.453 pentru școala gimnazială Mareșal Averescu, la fel reprezentând navete cadre didactice și personal didactic auxiliar pentru lunile iulie, august, septembrie 2018. Articolul 3. Se aprobă recomandarea sumei de 3.116 pentru Colegiul Național de Mirbota, reprezentând cheltuieli pentru naveta cadrelor didactice aferente lunii septembrie 2018. Articolul 4. Se aprobă recomandarea sumei de 2.598 lei pentru Colegii Tehnic Gheorghe Barș, reprezentând cheltuieli pentru naveta cadrelor didactice pentru luna septembrie 2018. Și articolul 5. Primarul prin serviciul de specialitate va asigura ducerea în primirea prezentei hotărâri. Aici avem aviz comun, domnul consilier Catan. Da, noi am dezvoltat proiectul de hotărâre. Deci are 5 articole față de ce ați primit inițial, acord articolul 4. Se aprobă de contarea sumei de 2.598 de lei pentru Colegiul Tehnic Gheorghe Baș. Am avut documentația, am studiat-o, am analizat-o și am luat hotărârea ca să avizăm proiectul de hotărâre cu cele 5 articole. Mulțumesc. Domnul consilier Cărăziți Marian. 5 voturi pentru. Discuții, dacă sunt? Dacă nu sunt, supun spre aprobare proiectul de hotărâre inițial. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? 18 voturi pentru, devine proiectul de hotărâre numărul 153. Următorul proiect de hotărâre pe articole. Articolul 1. Se aprobă modificarea valorii finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează la bugetul de stat, aferente obiectivul de investiții, lucrări de instalații în vederea obținerii la vizorul securitate la incendiu, pentru obiectivul școala gimnazială Angela Gheorghiu, municipiul Ajuns de Tuvrancea, ca urmării a derulării procedurii de achiziții publice. Valoarea totală finanțată la bugetul local este de 15.370,45 lei, inclusiv TVA. Articolul 2. Sursa de finanțare este bugetul de stat, care înseamnă 453.937,40 lei, inclusiv TVA, iar la bugetul local, m-am spus, 15.370,45 lei, inclusiv TVA.
Articolul 2, primarul prin compartimente în aparatul de specialitate va asigura ducerea întâlnirea prezentă hotărâri, iar la articolul 3, prezenta hotărârii se comunică instituții pe prefectului pentru controlul legalității. Domnul consilier Tatană. Da, vizăm favorabil, proiectul este redactat cu respectarea prevederilor legale. Mulțumesc. Discuții? Dacă nu sunt discuții, supun spre aprobare proiectul de hotărâre inițial. Cine este pentru? Contra, dar cine cineva cu 18 voturi pentru, devine 154. Proiectul 154. Un proiect de vedere similar, un proiect de hotărâre similar, articolul 1, se află o modificare a valorii finanțării la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează la bugetul local, aferent obiectivului de investiție cu plăta instalații în vederea obținerii de securitate la incendiu pentru obiectivul școala gimnazială Principele Radu, ca urmare a derogării procedurilor de investiții publice. Paralel, dar la investiții existente la bugetul local de 5.548.03 lei, cu cifrele valoarea de la bugetul local este 455.098.04 lei, cu cifrele. Articolul 2, primarul prin compartimente în aparatul de specialitate va asigura aducerea de obiectivul de hotărâri, iar la articolul 3, prezenta hotărârii se comunică instituții prefectului pentru controlul legalității. Aveți comandat. Discuții? Dacă nu sunt discuții, supun spre aprobare proiectul de hotărâre inițial. Cine este pentru? Contra? Se abține cineva? 18 voturi pentru, se vine proiectul de hotărâre 155. La fel, în același tip de proiect, articolul 1, se aprobă modificarea valorii finanțiere de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează la bugetul stat, aferent obiectivul de investiții, lucrătă instalații în vederea obținerea avizului de securitate la incendiu pentru obiectivul școala gimnazială Mareșala Perețu, municipiul Ajut, ca urmare a procedurii de achiziție publică. Deci, contribuția de la bugetul local este de 24.087,38 lei, cu CSTVA. Valoarea totală a proiectului este de 917.802,83 lei, cu CSTVA. Articolul 2. Primarul, prin compartimente în aparatul de specialitate, va asigura aducerea în deplinirea prezentei hotărâri, iar la articolul 3, prezenta hotărârii se comunică instituției prefectului pentru controlul legalității. Domnul consilier Tatană. Da, comisia vizează favorabil. Mulțumesc. Discuții? Dacă nu, supun spre aprobare proiectul de hotărâre inițial. Cine este pentru? Contra? Se abține cineva? 18 voturi pentru, devine proiectul de hotărâre 156. Articolul 1 la următorul proiect, care este similar cu celălalt, se aprobă modificarea valorii finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează la bugetul stat, aferent obiectivului de investiții lucrări de instalații în vederea obținerea avizului de securitate la incendiu, pentru obiectivul școala gimnazială Mihai Mencea, municipiul Ajut, ca urmare a derulării procedurii de achiziții publice. Contribuția la bugetul local este 5.544,11 lei inclusiv TVA, de la bugetul stat 461.132,14 lei inclusiv TVA. La articolul 2, primarul prin compartimente în aparatul de specialitate va asigura aducerea în prezența prezentei hotărâri, iar la articolul 3, prezenta hotărârii se comunică instituției prefectului pentru controlul legalității. Domnul consilier Tatană. Comisia vizează favorabil. Discuții? Dacă nu, supun spre aprobare proiectul de hotărâre inițial. Cine este pentru? Contra? Se abține cineva cu 18 voturi pentru, devine proiectul numărul 157. Articolul la următorul proiect, se aprobă modificarea valorii finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează la bugetul stat aferent obiectivului de investiții, lucrări de instalații în vederea obținerii avizului de securitate la incendiu pentru obiectivul Colegiul Național Emil Botă, ca urmare de valorii procedurii de achiziții publică. Valoarea finanțată la bugetul local este 25.737,21 lei inclusiv TVA. Valoarea totală a investiției este de 989.640,26 lei inclusiv TVA. La articolul 2, primarul prin compartimente în aparatul de specialitate va asigura aducerea în împlinirea prezentele stat, prezente hotărâri. Iar la articolul 3, prezentarea hotărârii se comunică instituției prefectului pentru controlul legalității. Domnul consilier Catalan. Aviz favorabil. Discuții? Dacă nu sunt discuții, supun spre aprobare proiectul de hotărâre inițial. Cine este pentru? Contra? Se abține cineva? 18 voturi pentru, devine proiectul numărul 158. Articolul 1 la următorul proiect de hotărâre, se aprobă modificarea valorii finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează la bugetul stat, aferent obiectivul de investiție, lucrări de instalații în vederea obținerii avizului de securitate la incendiu pentru obiectivul Colegiul Tehnic de Barș, ca urmare a derulării procedurii de achiziții. Valoarea finanțată la bugetul local este de 34.542,22 lei inclusiv TVA. Valoarea totală a investiției este de 1.367.951,90 lei inclusiv TVA. Articolul 2, primarul prin compartimente în aparatul de specialitate va asigura aducerea în împlinirea prezentului hotărâri, care la articolul 3 va fi comunicat instituției prefectului pentru controlul legalității.
Aveți favorabil. Discuții? Dacă nu sunt discuții, supun spre aprobare proiectul de hotărâre inițial. Cine este pentru? Contra? Se abține cineva? 18 voturi pentru, devine proiectul numărul 159. Articolul la următor proiect de hotărâre se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții reabilitare clădirii grădinițe cu program voluntar numărul 4 în municipiul Astfel, județul Vrancea, în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare și autorizației ISPU astfel. Valoarea totală a investiției este de 5.356.520 lei. Indicatori, reabilitare suprafață construită de suprafață de 1.660,75 metri pătrați, extindere suprafață construită în valoare în suprafață de 297,75 metri pătrați, dotări centrală termică mobilier, sursa de finanțare PNDL, Programul de dotare național de dotare locală și bugetul local. Articolul 2, primarul din compartimente în aparatul de specialitate va asigura ducea în prezentarea prezent de hotărât, care la articolul 3 va fi transmisă instituției prefectului pentru controlul legalității. Domnul președinte, aviz favorabil. Discuții? Dacă nu supun spre aprobare proiectul de hotărâre inițial. Cine este pentru? Contra? Se abține cineva? Cu 18 voturi pentru, devine proiectul numărul 160. În continuare, articolul la următorul proiect de hotărâre se aprobă actualizarea valorii finanțate la bugetul local pentru obiectivul de investiții reabilitare clădirii grădinița cu program prelungit numărul 4 municipiul Ajuș de Tumancea, în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare și autorizației ISPU, astfel. Valoarea totală a investiției este de 5.356.534,20 lei. De la bugetul local este de 372.673 lei, inclusiv TVA. Articolul 2, primarul municipiului din compartimentul în aparatul de specialitate va asigura ducerea de plecare de hotărâri, care la articolul 3 va fi prezentat în instituții și folosit perfect. Discuții? Atunci, discuție și bun spre aprobare proiectului. Cine este pentru? Contra, se abține cineva? Cu 18 voturi pentru, devine proiectul numărul 61. Articolul 1 la următorul proiect de hotărâre se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrări de instalații, detecții, semnalizare și alarmare de la incendiu pentru obiectivul de investiții, modernizare, realizare grupului sanitar, școala primară și credința cu program normal și școală de subrancea. Valoarea totală a investiției de 16.004,92 lei inclusiv TVA, sursa de finanțare este numai bugetul local. Articolul 2. Primarul din compartimente în aparatul de specialitate va asigura ducerea în prezentarea prezentului hotărâri, care la articolul 3 va fi transmis instituției prefectului pentru controlul legalității. Domnul consilier Catana. Aviz favorabil. Discuții? Dacă nu se opun spre aprobare proiectul, cine este pentru? Contra? Se abține cineva? Cu 18 voturi pentru, devine proiectul numărul 162. Articolul 1 la următor proiect de hotărâre. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții de extindere rețea gaze naturale strada Alexandru Blacuță, municipiul Ajuș de Tuvrancea. Valoarea totală a investiției este de 27.447 lei, din care cel puțin 25.478 lei. Surse de finanțare UAT, municipiul Ajuș, valoarea totală de 17.603 lei. INCI România ESA, valoare totală 9.843 lei. Articolul 2. Se aprobă modelul contractului de cofinanțare prevăzut la anexa numărul 1, care face parte integrată în prezenta hotărâre. Articolul 3. OAT Municipiul Ajut va ceda în folosință de rețele obiectivul de investiție de la data realizării acestuia. Articolul 4. Se împotrivește primarul să semneze contractul de cofinanțare pentru executarea obiectivului de investiție extindere rețea gaze naturale strada Alexandru Blatuță în municipiul Ajuș. La articolul 5, prevederile de hotărâri vor fi puse în aplicare de serviciul administrativ domeniului public și privat și vor fi transmise instituției prefectului pentru control legalități și la articolul 6 va fi transmis instituției prefectului pentru control legalități. Aviz favorabil. Discuții? Dacă nu sunt discuții, supun spre aprobarea proiectului de hotărâre, cine este pentru? Contra? Se abține cineva cu 18 voturi. Pentru devine proiectul numărul 163. Articolul 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici au obiectivului de investiție extindere rețea gaze naturale strada Aurel Vlaic, municipiul Ajuș de Tuvrancea, valoarea totală a investiției fiind de 23.952, din care cel puțin 22.129 lei. UAT, municipiul Ajuș, valoarea totală ca și cofinanțare de 19.799 lei. ENG România ESA, valoarea totală 4.853 lei. Articolul 2. Se aprobă modelul contractului de cofinanțare prevăzut la anexa 1. Articolul 3. OAT municipiul Ajuș va ceda în folosință Distrigaz și rețelul obiectivului de investiție la data realizării, de la data realizării acesteia.
acestuia, articolul 410, primarul să semneze contractele cu finanțare, articolul 5, prevederile prezente hotărâri vor fi puse în aplicare de serviciul arbitraj român public și privat, iar articolul 6, prezenta hotărâre, se comunică instituției prefectului pentru control de legalități. Domnul consilier, comisia a vizat favorabil, mulțumesc. Discuții? Da, domnul... Vreau să întreb și eu, care ce finanțează OATE-ul, ce finanțează NG-ul? Deci, în multe de lucruri beneficiari, voi trimite solicitări de către districatul și rețelele care sunt proprietari conductelor și îi fac socotările. Și vă dați solicitatul care este în funcție de lucruri beneficiari. Există un procentaj sau... Există un procentaj sau ei finanțează ceva și noi ei ceva? Ei finanțează ceva și noi diferența. Deci, păi văd că ei finanțează 10%. Ei finanțează din numărul beneficiar. Sunt solicitări pe strada respectivă din pozuțele care stau în exemplu 20 care vor lucra. Trebuie că nu văd. Și nu finanțează de pe... Normal, când s-a preluat contactul de districat, s-a ținut acum mai văd. Dar trebuie. Am avut cazul ăsta la izboare, unul a fost beneficiar, noi finanțăm 1.000 și și cu toate că pe programul de execuție este o singură prima autoritate de buză, de asta și tățiem. Că avem anul acesta foarte multe proiecte de execuție de rețele de gaze naturale, dar nici n-am început. Deci noi cu ei, din punct de vedere procedural, ce am mai de-a lor de acum, noi ne-am făcut aia. Avem și bani pe fără. Așa, dacă nu supun spre aprobare proiectului de hotărâre, cine este pentru? Contra se abține cineva cu 64. Articolul 1 la următorul proiect se aprobă transformarea postului de bibliotecar studii superioare, grad profesional 2, de la compartimentul dezvoltare evidență, prelucrare, catalogare în bibliotecar studii superioare, grad profesional 1, ca urmare a susținerii examenului de promovare în grad profesional. Articolul 2. Se aprobă transformarea postului de bibliotecar studii superioare de scurtă durată, grad profesional 3 de la sala de lectură pentru copii în bibliotecar studii superioare de scurtă durată, grad profesional 2, ca urmare a susținerii examenului de promovare în grad profesional. Articolul 3. Se aprobă transformarea postului de bibliotecar studii medii treapta 2 de la sala de lectură tineret adulți în bibliotecar studii medii treapta 1, ca urmare a susținerii examenului de promovare în treapta superioară. Articolul 4. Se aprobă transformarea postului de economist studii superioare, grad profesional 2, de la compartimentul financiar, contabil, administrativ, în economist studii superioare, grad profesional 1, ca urmare a susținerii examenului de promovare în grad profesional. Articolul 5. Se aprobă transformarea postului vacant de îngrijitor de la compartimentul financiar, contabil, administrativ, în bibliotecar studii superioare, grad profesional 1A, în cadrul compartimentului dezvoltare evidențelor lucrare catalogare. Articolul 6. Se aprobă schimbarea denumirii compartimentului dezvoltare evidență pe lucrare catalogat în compartiment dezvoltare evidență pe lucrare. Articolul 6. Se aprobă organigrama Bibliotecii Municipale Ajut, conform anexii 1. Articolul 7. Se aprobă statul de funcție al Bibliotecii Municipale în conform anexii 2. Articolul 9. Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând data 1-11-2018 cu încadrarea numărului de posturi aprobat pentru Biblioteca Municipală Ajut și la articolul 10. Prezenta hotărâre va fi comunicată tuturor persoanelor interesate, inclusiv instituțiilor prefectului pentru controlul legalității. Domnul consilier Drăghiș Marian, raportul comisiei. 5 voturi pentru. Domnul consilier Stanciu Dănuț. 5 voturi pentru comisie. Discuții, dacă sunt. Dacă nu supun spre aprobare proiectul de hotărâre inițial, cine este pentru? Cine este contra? Se abține cineva? Cu 18 voturi pentru, devine proiectul numărul 165. Următorul proiect de hotărâre este cel privind aprobarea planului urbanistic zonal, atragerii terenului Gravilan în vederea amplasării stației fixe de sotare cu spălare și concasare, municipiul Adulei Gravilan. Tarlaua 69, parțiala 426/1, cadre funciară 53.299. Articolul 1. Se aprobă planul urbanistic zonal, atragerii terenului intravilan în vederea amplasării stației fixe de sotare cu spălare și concasare, municipiul Adulei Gravilan. Tarlaua 69, parțiala 462/1, carte funciară 53.299, inițiativ SC Agrocup SRL. Articolul 2. Prevederile prezente hotărâri vor fi aduse la îndeplinire către compartimentul de arhitectură, autorizare și urbanism și comunicate tuturor celor interesați prin intermediul secretarului municipiului. Domnul consilier Diacon, raportul comisiei. Comisia pentru administrarea domeniului public și privat, amenajarea teritoriului urbanism, protecția mediului și turism, agricultură, a Consiliului Local Municipal, s-a întrunit în ședință în data de 23 octombrie 2018
și examinând expunerea de motive la acest proiect de hotărâre, a hotărât. Comisia s-a abținut cu 4 voturi, al cincilea fiind domnul consilier Vintilă, care s-a retras, având motive, deoarece proiectul de hotărâre a fost dezbătut în comisie și în plen în ședințele din mai 2018, iar în prezent avizele de la proiectul de hotărâre nesuferind modificări, ăsta a fost motivul pentru care comisia s-a abținut. Discuții. Dacă nu sunt discuții, supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Eu vreau să întreb ceva. Dacă se poate, pot să intervin și eu la discuție. În memorul justificativ prezentat în toate documentele acolo, la un moment dat scrie așa: planul urbanistic zonal se va integra în perspectiva planului urbanistic general al municipiului Alșul. Vreau să știu ce prevede PUG pentru acea zonă. Dacă știi cineva să răspundă. Planul urbanistic general. Ce prevede acolo? Propune nou PUG, nou dar nou. Înseamnă extinderea pangajului vechiului pe toată relația anturajului vechi pe partea stângă. Prevede locuințe și servicii ca am studiat regulamentul din cărului PUG. Deci, în cazul în care reprezentanții cetățenilor, instituții publice sau agenților participă la ședință, Consiliul hotărăște prin vot deschis cu majoritate de voturi timpul acordat acestora, precum și momentul în cadrul ședinței care acestea pot să ia cuvântul. Deci terminăm discuțiile pe marginea proiectului consilierii, iar după aia cei care au decomplectat invitații pot să intervină. Da? Mulțumesc! Da. Nu. Da. Altcineva, dacă din domnii consilier, dacă mai au ceva de... Dacă i s-a spus domnului la momentul în care a cerut de la primărie autorizațiile, nu știu, care nu de construcție, cât cealaltă, de urbanism, da? Acolo vor fi case. Pentru că nu mi se pare ok acolo să fie o stație de sortare dacă vor fi case. Dar nici omul să-și facă atâtea documente și să aibă toate avizele, pentru că chiar m-am uitat pe documente, are toate avizele în regulă. Ele sunt într-adevăr aceleași care au fost și data trecută. Aici un pic... Și am trecut un consiliu local să hotărască dacă se vor face stații sau nu și dacă își consideră că este altă dezvoltare acolo, sigur. Deci, de asta este patrimoniul public și privat, este adevărat un consiliu local, iar executivul trebuie să facă din hotărâri și consiliu local. Nu este problemă. Nu e o problemă. Hai să lăsăm zona cât de dezvolte, fie case în cetățeni, să fie o oază de curățenie și liniște și nu zgomot și praf. Mulțumesc. Altcineva? Dacă nu dăm... Eu aș avea mai mult de comentat, dar că nu se consideră cam interes, așa că mă abțin de la orice fel de discuții, ca poți să mai continui. Poți să-ți spui și dumneavoastră idei, că trebuie să te abții. Dacă ai idei, pune-le aici, etalează-le, ca să știe toți consilierii. De ce să... Noi vine cei care au interes, deci domnul consilier Vintilă și-a exprimat poziția clară, domnul consilier Crisa de asemenea trebuie să-și exprime poziția clară de a nu a participat la această dezbatere pentru a nu influența votul. Dar nici la discuții nu trebuie să participe, că influențăm votul. Deci cei care sunt interesați nu participă la vot, iar noi consilierii luăm hotărârea fără a asculta părerile celor care sunt interesați. Deci domnul Vintilă și-a spus clar, da? Și de asemenea și domnul consilier Cristea consider că nu trebuie să participe la discuție. Pentru a putea, nu vom văd o ilegalitate să participe nici la discuții, nici la vot, dar pentru a nu mai crea suspiciunea și a crea discuțiile asupra acestui proiect de hotărâre. Rezultatul lui final. Altcineva? Domnul, vrea să... Da, mă numesc arhitect Florin Mândru
Sunt autorul acestui proiect și dacă facem un scurt istoric, primăria ajut prin urbanismul primăriei a eliberat un certificat de urbanism și un aviz de oportunitate sau de inițiere. Avizul de oportunitate sau inițiere presupune obținerea tuturor avizelor și girul că investiția este oportună acolo. Vă rog. Primăria, dar nu e în contradictoriu. Primăria, nu, pentru că mai ales dumneavoastră ați fost inițiatorul acelui proiect, ar trebui să știți că Primăria Municipiului Arjut, sau dumneavoastră încercați, sunteți informați în momentul de față, Primăria Municipiului Arjut nu a eliberat niciun aviz de oportunitate pentru acest puz. Consiliul Județean poate elibera un aviz de oportunitate. Asta ca să vă ajut pe dumneavoastră să vă aduc la cunoștință cumva cu informațiile utile care presupun că le aveți dumneavoastră, dar eu zic că încercați să dezinformați. Deci nu incriminați instituția primăriei. S-a eliberat în baza certificatului urbanist semnat de primăria. Certificatul de urbanism e una, avizul de oportunitate e alta. Da. Deci mai ales dumneavoastră știți și mai ales că sunteți, discutați. Da. Domnul, sunteți profesionist, încercați să discutați la nivelul calității dumneavoastră, nu sunteți informați, atâta tot. Da, dar eu nu știu de ce e atâta patimă. Nu-i patimă. Nu-i patimă. Ați început să... Dar nu... Se știa dinainte. În momentul în care noi dădeam un aviz de oportunitate, cumva... Deci să înțeleg că avizul de oportunitate nu e considerat valabil? Nu am pus în discuție așa. Păi nu. Deci în baza lui s-au obținut toate avizele. Ok. Da. Deci lucrarea acum este aprobată de două ori în Consiliul Județean. Chiar a doua oară a fost o mare mirare ce mai caută. Când a fost odată aprobată. N-a înțeles nimeni, nici președintele Comisiei de CTAUT, domnul cel mare, s-a mirat foarte mult, băi, ce mai caută încă o dată în ședință? Pentru că are toate avizele, inclusiv CTAUT-ul de la Consiliul Județean. Acum, eu aș ruga așa pentru... Nu, să știe bine. Considerați că am sărit calul eu? Nu, prin o idee pe care vreți să-i propuneți aici. Dar nu propun nicio idee, domnule. Nu ce transpuneți. De transpuneți corect hotărârea Consiliului Județean. Dar Consiliul Județean n-a niciun amestec. Bine, asta e... Consiliului Municipal. Așa mai găsit o dată și am luat. Deci dacă... Dacă considerați că așa este corect, așa facem, nicio problemă, dar atunci am altă rugăminte. Vreau să intru și eu în posesia unui proces verbal cu modul în care se votează nominal, ca am voie. Da? Vă mulțumesc foarte mult atunci. O să vă întreb și eu ceva, domnul consilier. A spus că are treabă Consiliul Județean cu Consiliul Municipal. Dar dumneavoastră mă puteți obliga pe mine să-mi construiesc case pe terenul meu? O să-l luăm așa, vizionare. A zis ce vreți, dar nu. Păi nu, că așa spuneți dumneavoastră. Dacă e casă, nu fac cum. Dar nu, să obligăm toți ca să facem bani în stil. Să punem la...
memorul justificativ se arată că eliminarea prafului și a rezultat din procesul tehnologic se va face prin plantarea de niște perdele, deci perdele forestiere care să rețină praful. Păi să crească o perdea acolo pe terenul care dumneavoastră îl aveți. Durează 4-5 ani de zile. Dumneavoastră în perioada asta ce faceți? Cum absorbiți praful? Domnul proiectant, ca cum cu apă? Cu apă, ca și orice stație solare, aia. Pe apa e apa, apa, bază, bază. Sunt diversează apa. Apa? Domnul consilier, lucrarea a fost prezentată la mediu și au obținut avizul integrat de mediu. Nu contează. Pentru că nu e nici prima, nici ultima care se face în zonă. Păi dar nu, dar spuneți cum ați fost rezultat. Bravo, că a spus că sonor, plantați panouri fotoabsorbante. Că sunt toate totimea care iese lume. Șleamul care iese din spălarea pietrișului și ăsta, unde îl cărați? Că vin, sunt tone. Noi avem precedent în municipiu cu BCA, o să știe, când tot câmpul de pe malul Siretului și tot malul Troțului și Siretului era plin de pământ din ăsta și așa mai departe. Cum e la Vârcea? Da. Doar pentru transport? S-au blocat transport și așa mai departe. Nu aș mai înființa nicio balastieră în zona asta pe o rază de 20-30 de kilometri. Trăiesc într-un mediu în care nu se poate trăi. Adică mult praf. Eu aici am o casă. Deci ar trebui să eliberați când veniți cu propunerile. Veniți cu propunerile așa de frumoase ca după ce începe să funcționați, asta se poate. Haideți să spunem frumos. Spunem spre aprobare proiectul cum a fost inițial. Vreau să mai completez eu puțin, da. Să respect votul dat în luna mai, pentru că nu s-a schimbat nimic la proiect. Este deci, supus că aprobare proiectul de hotărâre inițial. Cine este pentru? Ia duce. Pentru că se facă exploatare. Să puzi puz. Nu, pentru Deci proiectul de hotărâre nu va întâlni condiții pentru a fi pentru a trece și a fi aprobat. Cu cât am avut? Domnule, tot pentru. Articolul 1 la următorul proiect se aprobă completarea nomenclatorului stradal al municipiului Atlut, aprobat în hotărârea numărul 77 din 25 mai 2017 a Consiliului Local al municipiului Atlut cu strada Azaleilor, conform anexei care face parte integrantă în prezenta hotărâre. La articolul 2, prezenta hotărâre se va comunica instituției prefectului pentru controlul legalității. Domnul consilier Diacon, avizul comisiei. Avizul comisiei 5 voturi pentru. 5 voturi pentru. Discuții dacă sunt?
Dacă nu trecem la raport, pentru aprobarea proiectului de hotărâre, cine este pentru? Contra? Se abține cineva? 19 voturi pentru, devine proiectul numărul 166. Articolul 1 la următorul proiect privind cel de, privind desemnarea reprezentantului OAT Municipiul Azut în anularea generală acționarul la compania de utilități publice ESA Focșani. Articolul 1. Se desemnează domnul Sergiu Marius Pavel, având funcția de șef serviciu administrat de domeniul public și privat, cadastrul fond locativ monitorizare utilități publice și instituții publice subordonate din aparatul de specialitate a primarului, ca reprezentant al municipiului Azut în adunarea generală a acționarilor la SC, compania de utilități publice ESA Focșani. Articolul 2. Se aprobă contractul de mandat încheiat între municipiul Azut și domnul Sergiu Marius Pavel în calitate de reprezentant în adunarea generală a acționarilor la SC, compania de utilități publice ESA Focșani, conform anexei la prezenta hotărâre care face parte integrantă din prezenta. Articolul 3. Se împuternicește primarul să semneze contractul de mandat. Articolul 4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se aprobă hotărârea numărul 47 din 30 martie 2017 a Consiliului Local al Municipiului de Azut, iar la articolul 5, prezenta hotărârii se va comunica instituției prefectului pentru controlul legalității. Domnul consilier Stanciu Dănuscu, privire la raportul de amendare. Comisia vizează cu 5 voturi de pentru proiectul, așa cum a fost redactat. Discuții dacă sunt în acest proiect. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Contra, se abține cineva, cu 19 voturi pentru, devine proiectul numărul 168. Articolul 1 la următorul proiect, se resemnează domnul Corneliu Silviu Buncâs, având funcția de consilier juridic în cadrul serviciului administrat de domeniul public și privat, cadastru, fond locativ, monitorizare utilități publice și instituții publice subordonate din aparatul de specialitate, ca reprezentant al municipiului Azut în adunarea generală a acționarilor a SC Urbis SRL. Articolul 2. Se aprobă contractul de mandat încheiat între municipiul Azut și domnul Corneliu Silviu Buncâs, în calitate de reprezentant în adunare generală a acționarilor a SC Urbis SRL, SC Urbis SRL Azut, conform anexii la prezenta hotărâre. Articolul 3. Se împuternicește primarul să semneze contractul de mandat. Articolul 4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se aprobă hotărârea numărul 77 din 28 mai 2005 la Consiliul Local al Municipiului Azut și articolul 5. Prezenta hotărâri se va comunica instituției prefectului pentru controlul legalității. Domnul consilier Stanciu, raportul comisiei. 5 voturi pentru. Discuții dacă sunt. Dacă nu, supun spre aprobare proiectul de hotărâre inițiat. Cine este pentru? Contra? Se abține cineva? Cu 19 voturi pentru, devine proiectul numărul 169. Articolul 1 la următorul proiect. 68, nu? 68, da. 67-68. Da, da. Da, da, domnul. Articolul 1 la următorul proiect. Se aprobă îndreptarea erorii materiale cuprinse în articolul 1 la hotărârii Consiliului Local numărul 170 din 8-12-2005 privind atribuirea de teren în folosință pe termen limitat pentru strămutarea gospodăriilor afectate de inundații din vara anului 2005 domnului Cămărescu Costel astfel. Articolul 1. Se aprobă atribuirea în folosință gratuită a suprafeței de 271 metri pătrați situate în cartier Azut Nord, strada pasajul numărul 10, pe durata existenței construcției pentru strămutarea gospodăriei afectate de inundații din vara anului 2005, domnului Cămărescu Costel. Articolul 2. Celelalte prevederi ale hotărârii Consiliului Local numărul 170 din 8-12-2005 rămân în vigoare. Se desemnează primarul la articolul 3 ca prin aparatul de specialitate să asigure reducerea prinirea prezentei hotărâri, iar la articolul 4 se comunică această hotărâre instituției prefectului pentru controlul legalității. Domnul consilier... Comisia aprobă cu 4 voturi pentru și o abținere. Domnul consilier Vindilă. Domnul consilier Stanciu. 5 voturi pentru, comisia ajută. Discuții dacă sunt. Dacă au apărut cei 90 ceva din metri în plus. Așa era de la început sau... Nu știu, de la patrimoniul să spună, chiar nu știu. Nu, hotărârea de plus au fost 271. Când s-au dat hotărârea la fiecare în parte, s-a trecut 180 de metri. Dar pe PUZ, când s-a aprobat PUZ, a fost 271. E singurul lot din respectivul PUZ. Și proprietarul cât a ocupat în perioada asta? 271. Nu s-a văzut, nu-s 2 metri, 3 metri.
A venit domnul, a depus cereri și a cerut rectificarea. Domnul, cât vă mai zic, nu știu ce acum. Da. Să vă spun exact, și am ținut la capete un mic din cauza acestei capete interesate. Eu am făcut exact atât timp, că stau de la fel, 20. Și ăsta ultimul era aprobat, cea mai mare. Și ce se vede? Și capul tot. Împotrivă, se abține la? Abține domnul. Deci, cu 18 vote și abține, devine proiectul numărul 169. Articolul 1. Se aprobă studiul de oportunitate și caietul de sarcini privind închirierea pe licitație publică a unor terenuri aparținând domeniului public al municipiului Ajut, strada Republicii, conform anexii 1, anexii 2 și planurilor de amplasament anexate care fac parte din prezenta hotărâre. Articolul 2. Se aprobă închirierea pe licitație publică a 7 terenuri în suprafață totală de 7 metri pătrați aparținând domeniului public al municipiului Ajut, strada Republicii, conform planurilor de amplasament anexate. Articolul 3. Nivelul minim al cheii de la care se pornește licitația publică este de 108 euro pe metru pătrat, respectiv 503 lei metru pătrat pe an, total 756 euro pe an, respectiv 3521 lei pe an, pentru suprafața totală de 7 metri pătrați, prevăzut în raportul de evaluare întocmit de către un evaluator autorizat ANEVAR, care este aprobat și însușit de Consiliul Local al Municipiului Ajut. Articolul 4. Planurile de amplasament și delimitarea terenului sunt prevăzute în anexa 3. Terenurile sunt situate în travelanul municipiului Ajut, în următoare locații. În fața parcului municipal, la intersecția dintre strada Republicii cu bulevardul Gării, în fața farmaciei Iris, la intersecția străzii Republicii și cu strada Siret, în fața magazinului Vodafone, la intersecția dintre strada Republicii și strada Siret, în zona statuii, la intrarea dinspre Bacău, intersecția străzii Republicii cu strada Unei, pe strada Republicii, la intrarea dinspre Focșane, înainte de OMV, în fața CUP, pe strada Republicii, în fața cimitirului pe strada Republicii. Articolul 2. Se resemnează primarul ca prin aparatul de specialitate să asigure ducerea prin la prezent de hotărâri, care la articolul 6 va fi transmis în instituții prefectului pentru controlul legalității. Domnul consilier de acolo, nu raportul comisiei. Comisia aprobă cu 5 voturi pentru. Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem scrap. Pe domnul consilier. Aprobare. Supun scrap aprobare proiectul de hotărâre cum a fost ediția. Cine este pentru? Acum întreb și eu după ce s-a votat. Cine plătește, cine o să ia terenurile astea în chirie? Ba nu, ba nu. Știu, da, dar cine îi plătește? Cine o să plătească chiria asta? Cine are licitația? Este solicitare. Ca avem nu facem mai multe nu, este una, dar procedura e procedura, nu poți face credeare direct. Nu se știe, pentru noi și noi. Deci, aprobare proiectul de hotărâre inițial. Ce este pe ea? Împotrivă? Nu, reacția este la 110 voturi pentru direct cu hotărâre numărul 170. Articolul 1. Se aprobă studiul de oportunitate și caietul de sarcini privind închirierea prin licitație publică a unor loturi de teren suprafață de 30 de metri pătrați fiecare, aparținând domeniului public al municipiului Ajut, Cinta Obor, Țara Cupăcești, anexa 1 și anexa 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2. Se aprobă închirierea prin licitație publică a unor loturi de teren suprafață de 30 de metri pătrați fiecare, aparținând domeniului public al municipiului Ajut, Cinta Obor, Țara Cupăcești. Articolul 3. Nivelul minim al chiriei de la care pornește licitația publică este de 13.616 lei pe... respectiv 4.902, deci 13.61 de lei pe metru pătrat, respectiv 4.902 lei anual, prevăzut în raportul de evaluare întocmit un evaluator autorizat ANEVAR, care este aprobat și însușit de Consiliul Local al Municipiului Ajut. Articolul 4. Planul de amplasament și delimitare a terenului este prevăzut în anexa 3. Articolul 5. Se resemnează primarul ca prin aparatul de specialitate să asigure aducerea de plin la prezent de hotărâri, care la articolul 6 va fi comunicat instituției prefectului pentru controlul legalității. Domnul consilier Diaconu. Comisia aprobă cu 5 voturi pentru. Discuții proiectul de hotărâre. Dacă nu supuneți spre aprobare proiectul de hotărâre inițial, cine este pentru? Contra? Se abține cineva? 19 voturi pentru, devine proiectul numărul 171. Articolul 1, la următorul proiect, se însușește inventarul bunurilor, anexa 1 la prezenta hotărâre, ce completează lista de inventariere a bunurilor și aparținând domeniul privat al municipiului Ajut, al UAT Ajut.
Articolul 2. Serviciul administrare patrimoniului public și privat, cadastru, formocativ, monitorizare, utilități și instituții publice butonate, va asigura republicarea listei de inventariere a bunurilor ce aparțin domeniului privat al UAT Atlântul. Articolul 3. Se desemnează numarul ca pe aparatul de specialitate să asigure ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, care la articolul 6, 4, va fi comunicat instituției prefectului pentru controlul legalității. Domnul consilier de acolo. Comisia aprobă cu 5 voturi pentru. Discuții dacă sunt. Dacă nu supuneți spre aprobare, proiectul de hotărâre inițial. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Cu 19 voturi pentru, devine proiectul de hotărâre numărul 172. Articolul la următorul proiect. Se aprobă completarea listei de inventar a bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Atlântul, conform anexei numărul 1, care face parte integrantă în prezenta hotărâre. Articolul 2. Cu ducerea în deprindere a prezentei hotărâri, se îmbutățește primarul și aparatul de specialitate din subordinea primarului. Și articolul 3. Prezenta hotărârii va fi comunicată instituției prefectului pentru controlul de legalitate de la instituția prefectului. Domnul consilier de acolo. Ce voturi pentru? Discuții? Dacă nu sunt discuții, supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Cu 19 voturi pentru, devine proiectul numărul 173. Articolul 1 la următorul proiect. Se aprobă modificarea și completarea prin acte electorale încheiate la inițiativa UAT Municipiul Atlântul în calitate de concedent a tuturor contractelor de concesiune care conțin o neconcordanță de durata concesiunii și perioada de plată ale devenței încheiate pentru concesionarea unor bunuri imobile terenuri aparținând domeniul privat al municipiului Atlântul. Articolul 2. În aplicarea prevederilor articolul 1 la prezenta hotărâre, acte adiționale la contractele de concesiune vor avea în cuprinsul lor următoarea clauză contractuală. Redevența anuală pentru terenul ce face obiectul contractului de concesiune este de, așa cum este prevăzută în contract, sumă ce va fi actualizată anual cu rata inflației comunicată de Institutul Național de Statistică. Redevența este datorată de concesionar pe toată durata concesiunii. Articolul 3. Serviciul administrat domeniul public și privat vor asigura ducerea în deplinire a prezentei hotărâri, care la articolul 4 va fi comunicat instituției prefectului pentru controlul legalității. Comisia aprobă cu 5 voturi pentru. Discuții dacă sunt. Dacă nu supun spre aprobare proiectul de hotărâre de inițiat. Cine este pentru? Contra? Se abține cineva? Cu 19 voturi pentru, devine proiectul numărul 173. 174. Articolul la următorul proiect. Se aprobă clasificarea drumului de exploatare de 220/1 ca drum vicinal. Articolul 2. Se aprobă inventarierea în domeniul public al UAT Atlântul a drumului vicinal de V220/1 care face legătura între DN11A, strada Bârladului și DE223/3 cu suprafață totală de 3.629 m² lungime 595 m² lățime 610 m², identificat conform anexei care face parte integrantă în prezenta hotărâre. Articolul 2. Prezenta hotărâre modifică în mod corespunzător inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al municipiului Atlântul prin completarea acestuia cu bunul public, drum vicinal DV220/1, prevăzut la articolul 1 din prezenta hotărâre. Iar articolul 3. Prezenta hotărâre va fi comunicat instituției prefectului pentru controlul legalității. 5 voturi pentru Comisia. Discuții dacă sunt. Dacă nu supuneți spre aprobare proiectul de hotărâre inițial. Cine este pentru? Contra? Se abține cineva? Cu 19 voturi pentru, devine proiectul numărul 175. Articolul 1. Se aprobă transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață de 300 m² situat în Atlântul strada Ile Caragiale numărul 12, aparținând domeniul privat al municipiului Atlântul, prevăzut în contractul de concesiune numărul 25 din 10 mai 1995 de la domnul Călin Valentin la domnul Șerban Ionel Marius, aparținând domeniul privat al municipiului Atlântul, ca urmării achiziționării imobilului în baza contractului de vânzare autentificat numărul 1591 din 10-8-2018 la biroul notarului public Anton Esterian. Articolul 2. Simplu de zis, primarul se semneze contractul de concesiune pentru nou proprietar al construcției. Și articolul 3. Prezent, primarul prin aparatul de specialitate va asigura ducerea la împlinirea prezentei hotărâri, care articolul 4 va fi comunicat instituției prefectului pentru controlul legalității. Comisia aprobă cu 5 voturi pentru proiectul de hotărâre. Discuții la așa sunt? Dacă nu supun spre aprobare proiectul de hotărâre inițial, cine este pentru? Contra? Se abține cineva? Cu 19 voturi pentru, devine proiectul numărul 176.
articolul la următorul proiect, se aprobă studiul de oportunitate privind aprobarea vânzării prin procedura de licitație publică a terenului în suprafață de 300 metri pătrați, aferent construcției situată în Azur, strada Nicolae Grigorescu, numărul 18, talaua 73, parcela 479, poziția 1, aparținând domeniul privat al municipiului de Azur, conform anexii 1, care face parte integrantă în prezenta hotărârii. Articolul 2. Se aprobă vânzarea prin procedura de licitație publică a terenului suprafață de 300 metri pătrați, aferent construcției locuinței situate în Azur, strada Nicolae Grigorescu, numărul 18, talaua 73, parcela 479, poziția 1, aparținând domeniului privat al municipiului Azur, pe care este edificată o construcție cu destinația locuinței, conform anexului cadru funciar, numărul 53.283. Proprietarul construcției are drept de preemțiune asupra terenului în procedura de vânzare. Articolul 3. Prețul de vânzare a terenului este cel stabilit prin raportul evaluare întocmit de un evaluator extern, membru ANEVAR, având o valoare totală de 6.300 euro, respectiv 21 de euro pe metru pătrat, sumă ce va fi achitată în lei la cursul euro BNR din ziua plății. Articolul 4. Contractul de vânzare cu valoare se va încheia în formă autentică la biroul notarului public. Articolul 5. Procedura de licitație publică se va demara în maxim 45 de zile de adoptarea hotărârii, iar perfectarea contractului de vânzare cu valoare va avea loc maxim 30 de zile de la semnarea procedurilor de adjudecare. Articolul 6. În cazul în care solicitantul nu își extinde dreptul de preemțiune la cumpărarea terenului, în termenul stabilit, vânzarea terenului va avea loc în condițiile prevăzute de aliniatul 1 și 2 al articolului 123 din Legea Administrației Publice Locale, numărul 25/2001. Articolul 7. Prezentul terenului face obiectul celor de retrocedare. Articolul 8. În evidențele partea Montreale se opera folosindător vânzarea acestui teren, iar articolul 9. Prezent autorită se va comunica instituției prefectului pentru controlul legalității. Domnul consilier Diaconu. Comisia aprobă cu 5 voturi pentru proiectul de hotărâre. Discuții, dacă sunt. Dacă nu supunem spre aprobare proiectul de hotărâre inițiat, cine este pentru? Articolul 1. Se abține cineva? Scuzați. Cu 19 voturi devine proiectul numărul 177. Articolul la următor proiect se aprobă sub o oportunitate ca ei sarcini a licitației publice și infracțiune pentru ofertanți, conform anexului 1 și 2, la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta. Articolul 2. Se aprobă vânzarea prin licitație publică în conformitate cu prevederile regulamentului pentru organizare și desfășurare a licitațiilor publice, pentru vânzarea prin licitație publică a bunurilor, imobile, terenuri și construcții, aparținând domeniului privat al municipiului Azur, aprobat prin hotărârea numărul 86 din 25/2015 a Consiliului Local al Municipiului Azur, modificată prin hotărârea numărul 51 din 27/2017 a Consiliului Local al Municipiului Azur, a terenului suprafață de 93.825 metri pătrați, categoria de folosință rapid, situată în Azur, zona Brancatesa, Boșcani, talaua 66, parcela 437, poziția 2, înscris în cartea funciară cu numărul 51.092, aparținând domeniul privat al municipiului Azur. Articolul 3. Prețul minim de vânzare de la care se pornește licitația cu onoarea postului de evaluare este de 0,29 euro pe metru pătrat, adică 13.892 lei, 1,38 de lei pe metru pătrat, calculat cursul BNR din data de 11 septembrie 2018. Valoarea totală minimă de la care pornește licitația este de 28.147 euro, respectiv 130.319 lei. Articolul 4. Contractul de vânzare cu vânzare se va încheia în formă autentică la biroul notarului public, taxele aferente fiind suportate de cumpărător. Cumpărătorul va achita prețul terenului la judecat în comorul prevederii hotărârii 86 din 26/2015 privind aprobarea regulamentului privind organizarea și desfășurarea licitațiilor publice pentru vânzarea prin licitație publică a bunurilor imobile, terenuri și construcțiile aparținând domeniul privat al municipiului de Azur, modificat prin hotărârea numărul 51 din 27/2017 a Consiliului Local al municipiului de Azur. Toate obligațiile reciproce se vor concretiza în contractul de vânzare-cumpărare. Articolul 2. Se împuternicește primarul să semneze actele de transfer. Articolul 6. Prezenta hotărârii se va comunica instituției prefectului pentru controlul legalității. Raportul Comisiei. Comisia pentru administrarea domeniului public și privat, amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism, agricultură, întrunită în data de 23.10, a stabilit ca proiectul de hotărâre să fie aprobat cu 5 voturi pentru, cu următoarele condiții. Prețul de pornire al licitației. Domnii consilieri Catana Ion și Vintilă Dănuț au propus ca prețul de pornire să fie de 0,75 euro pe metru pătrat. Ceilalți trei consilieri, Diaconu Celu, Bejan Ion și Roșu Adrian, au propus ca prețul de pornire să fie de 0,35 euro
euro pe metru pătrat. Discuții. Domnul consilier Roșu. Da, eu am propus 0,35 cu domnul consilier, cunosc zona respectivă, chiar mă duc la pescuit mereu pe acolo, trec prin zona, știu că e o zonă cu bolovani, chiar am fost azi dimineață cu domnul Drăghici și cu beneficiarul, am trecut pe acolo, zona e plină de bolovani, el a reabilitat o parte din teren, l-a curățat, mare de drenat, pentru că mai sunt locuri unde băltește apa, și mare de drenat, iar ca să propui 0,75 de euro metru pătrat, în instanță se poate interpreta care are voință. Mi se pare rezonabil 0,35 de euro metru pătrat. Deci cred că are dreptate evaluatorul. Da. Deci nu este nicio reavoință, domnul consilier. Eu nu am zis, poate fi interpretat. Nu că este. Păi poate. Că, odată ce am propus eu, înseamnă că eu sunt acuzat de reavoință. Am propus 0,75 ca acum o lună sau, mă rog, se poate vedea în analele primăriei, s-a perfectat o tranzacție exact în zona acolo, undeva la vreo 40 de hectare de teren arabil, cu 7500 de euro hectar. Asta am luat de referință. Deci nici de cum vrea voi. Cine a vândut? Mă rog, nu vă pot da nume, dar primăria să știe cine. Privat sau... Privat către privat. Păi nu putem compara privatul cu... De ce să nu putem compara? Discutăm prea mult, deci 0,29 euro metru pătrat evaluatorul, dar ăsta e prețul de pornire. Deci evaluatorul nu ne dă nouă sarcină să vindem cu prețul respectiv. Pornim de la prețul respectiv și ajungem la un preț. 0,75 m-am interesat și eu, deci a fost prețul final. Prețul în care s-a făcut, a ajuns la tranzacții. Noi pornim licitația publică, deci de la 0,35 și poate să ajungă, poate niște și eu și poate să și la un euro. Să ajungă mai mult. Sau puteți anunța cel care cumpără cu 0,75, dacă totul cum și să vină să participe la licitație, poate dă bani mai mult. Să deci, pentru primărie. Da. E corect ceea ce afirmația domnului consilier Vintilă, deci având în vedere o tranzacție din zonă, având în vedere că este valoarea respectivă, noi am ținut cont. Dar după ce m-am interesat și am văzut exact care a fost derularea evenimentului respectiv, și eu consider că 0,35 euro preț de pornire la licitația publică este corect pentru această zonă. Fac parte din Comisia de Licitații și vă asigur că toate licitațiile în ardei deci, toate să-și fac corespunzător. Cumpărătorul, dar am avut procese verbale de calamitate permanent acolo. El are o zonă inundată. De-aia am zis, calitatea terenului e foarte slabă. Și ar fi păcat, indiferent cine o cumpără, o zonă de dezvoltare, deci cel care a solicitat cumpărarea, și probabil pe licitația publică, nu știu dacă are în el, vrea să facă o plantație cu gospodăria anexă, deci este o investiție care e necesară pe ajuns într-o zonă destul de urâtă a orașului, în partea Boșcană. Deci mi se pare corect, prețul ridicat de domnul Adi Roșu, mai sus ca evaluatorul, este pertinent și de acolo la licitație care dă mai multă la valoare. Deci eu nu m-am opus vânzării. V-am spus că am luat de referință o tranzacție care s-a făcut la unde se afișează licitațiile astea? La sediul primăriei? Și pe site-ul? Și pe site-ul. Și cu câte zile înainte a... Și cu câte zile înainte a licitației obligatorii? 20 de zile. 20 de zile? Deci am văzut, nu fac parte din Comisia de Licitație din mulți ani, am avut foarte multe interpelări și anchete. Deci noi, în momentul când am început licitația, primul lucru pe care îl verificăm este ca să se respecte procedura. Primul lucru cel dacă a fost afișat site, dacă a fost anunțat și dacă nu a fost anunțat, scoatem de la licitație cu proces verbal suprafața, terenul sau locația respectivă. De abia după aia se derulează procesul, vin de la finanțele publice, vin din alte... Deci nu suntem noi consilierii locali sau cei din aparatul primarului. Deci la comisiile astea de licitații vin și de la organismele județene care ne supervizează. La un moment dat. Mulțumesc, nu vă mă scuzați. Dacă mai sunt discuții.
Dacă vă supunem întâi spre aprobare proiectul de hotărâre inițial, cum a fost inițial. Cine este pentru? Contra? Abține, dacă sunt. Domnul consilier, nu știu, abține Tădelașcu și Stanciu Dănuț? Da. Deci două abțineri și 17 împotrivă. Acum o supunem spre aprobare varianta cu conștiință. În ordinea propunerii, da. Cine este pentru punerea de stație la 0,75 euro pentru pătrat? Deci că 5, nu? 5. Cine este contra? Abțineri? Cu abținere. Două abțineri. Domnul Neu. Așa. Acum supunem spre aprobare varianta cu 0,35. Eu vă pregăt după da. Cine este pentru? Contra. Cine e contra? Contra. Se abține cineva? 3 abține. 5. 4. 4. Deci cu 15 voturi. Stai. Care? 5. Și cu abține. Deci câte? Deci câte? Devine proiectul de hotărâre numărul 178. Articolul 1 la ultimul proiect de hotărâre se aprobă. Se solicită Guvernului României emiterea unei hotărâri pentru transmiterea din domeniul public al statului și arbitrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale în domeniul public al municipiului Ajut a imobilului în suprafață de 7.962 metri pătrați, având date de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă de prezenta hotărâre. Articolul 2. Prezenta hotărârii va fi comunicată instituției prefectului pentru control legalității. Pentru știință este vorba de terenul din spate de la instituția APIA. Deci vor face o dezmembrare și terenul din spate din voție de nou, dar în procedură legală și corectă. Dar vorba terenul ăsta are și... Poftim? Deține APIA. APIA, cumpliți birourile lor, acolo și spate. Centrul de reproducție. Centrul de reproducție, unde a fost comunicat. Comisia aprobă cu 5 voturi pentru. Supunem spre aprobare proiectul de hotărâre inițial. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Cu 19 voturi pentru, devine proiectul numărul 179. La diverse, dar... La diverse, informez și cer Consiliul Local ședința extraordinară că să aibă loc la începutul lunii noiembrie pentru cele 3 proiecte suspendate. Că așa am considerat normal, că o dezbatem mai în amănunțime și aș vrea să ne prezentăm în ședința extraordinară. Cred că în prima săptămână de luna noiembrie. Dacă sunt alte păreri, putem să facem și săptămâna viitoare, pentru că suntem pregătiți. Noi proiectele avem pregătite și sigur. Dacă considerați că vreți săptămâna viitoare, niciun fel de problemă. Dar de ce facem extraordinar? Pentru asta e vreo urgență sau... Este un... Nu, le-am scos de pe urmă, ca să discutăm numai aceste proiecte de hotărâre. Pentru că sunt probleme, știți foarte bine ce ați ridicat tot timpul. Tot timpul, da. Știți foarte bine că astea extraordinare se fac undeva la 8 dimineața, mare majoritate sunt la servici, poate nu pot... Și ați lăsăm, așa-ți dau ordinar, cele de ce? Deci, nu așa-ți dau ordinar, nu la mâine. Bun, e mama și nu ce spune, o dilemă și care tot Consiliul Local trebuie să se hotărască și vrem un răspuns, nu acum, poate săptămâna viitoare. Deci există un teren în suprafață de 133 de metri pătrați, în zona bisericii preotului stat, eu spun direct preotul că știți foarte bine unde este. Este și o solicitare de cumpărare a acestui teren. Deci nu putem face două proiecte de hotărâre, unul de dare în folosință gratuită bisericii sau unul de vânzare prin licitații publice, dar la licitații trebuie să participe numai proprietarul care are teren în față. Dacă încerci punctul meu de vedere, eu aș vrea să dau la biserică. Eu personal, dacă încerci mie punctul meu de vedere, dar cu hotărârea este a dumneavoastră.
numai săptămâna viitoare veți fi sunați de la compartimentul patrimoniu să știm dacă facem o hotărâre de vânzare, că atunci trebuie făcut o evaluare financiară de un valator de patrimoniu, și dacă o dăm, și dacă o dăm în folosință gratuită bisericii, atunci e mult mai simplu. Terenii fără acces. Fără acces. Fără acces. Adică are accesul ori biserica, ori comunitate. Deci hotărâri ca să... Noi cei tineri. Eu vin cu... În spate, numai accesul, lângă Secereanu, la Uniția Hovărăi, voi te duc spatele, fundul. Eu vin... Cum ai Ioane Elache și Secereanu? Fundul la Secereanu. Eu vin cu o propunere. Deci dacă hotărâți să-l dăm biserici, atunci pronunțați-vă astăzi ca să-l dăm, dacă vreți să facem la vânzare, deci pentru poziția vă dăm. Nu are rost să ne mai sune cei de la patrimoniu. Eu zic să hotărâm noi în ședință de astăzi dacă facem donații sau facem vânzare. Nu, folosiți gratuit pentru biserică. Da, folosiți pentru biserică. Sunteți de acord să facem folosiți gratuit pentru biserică, să mă împrăcăm. Domnul Mar, noi cei tineri, nu ne apropiem așa... Nu. Cu ridicare de mâini, dar zic că noi hotărâm. Deci, prin vot, cine este pentru donare către biserică? În județul Vrancea, de fapt în Arjul, se va desfășura simpozionul Comunități Locale Românești și Unirea, la care vor participa colegi de etnie română din 6 țări, vor participa colegi de-ai noștri din 22 de județe din România. Activitatea este dedicată împlinirea 100 de ani de la Marea Unire și prin activitățile pe care le desfășurăm încercăm să păstrăm, cum să vă spun, să păstrăm în memorie jertfa pe care înaintașii noștri au făcut-o pentru ceea ce suntem la ora actuală. Proiectul în sine a presupus, și o spun cu toată sinceritatea, foarte, foarte multe sacrificii. Dar și tocmai de aceea v-aș ruga în plen pe toată lumea, dacă doriți, să vă participați sâmbătă la desfășurarea activităților care vor avea loc la Casa de Cultură. O să vină un cadru universitar, o să vină, am invitat pe Zinaida Bolboceanu din Republica Moldova ca să ne încânte cu câteva melodii de muzică populară, da? Am solicitat, deci oameni de cultură, practic, din țară, care vor încerca, prin contribuțiile lor, să confere legitimitatea manifestării pe care noi o vom desfășura. Cam atât am avut de spus în această privință. Sâmbătă de la ora, da, aveți în mapă programul, deci este foarte clar. Prima dată este scris, eu zic că am încercat să-l scriu ca la carte, cel puțin partea teoretică. Este argumentul, apoi sunt obiectivele, apoi din argument obiective, din obiective sunt activitățile desfășurate din aproape, deci desfășurătorul activităților din aproape în aproape, apoi resursele umane, materiale și financiare. Marea problemă, sincer să fiu, este că obiectivele sunt destul de generoase, resursele sunt destul de limitate. Dar cu toate acestea, eu sper să iasă o activitate pe măsura așteptărilor noastre. Vă mulțumesc! Vă rog! Avem semnul de joc pomană, care e important? Dacă mai sunt alte preocupări, uitați de el! Deci, dacă nu, ordinea de zi fiind epuizată, declară închise rugările ședinței de astăzi. Mulțumim frumos!